La Muzeul Satului Bucovinan va avea loc în perioada 29-31 iulie manifestarea de tradiție Lume, Lume, Hai la Târg, organizată de Muzeul Național al Bucovinei. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 3 zile, între orele 9-20. Pe ulițele satului Bucovinean vă veți întâlni cu meșteri și creatori populari, peste 100 de participanți. Într-o expoziție cu vânzare ce va cuprinde produse meșteșugite din toate zonele etnografice ale țării. Bunătăți tradiționale și produse de anticariat pentru toate gusturile și buzunarele. Nu vor lipsi obiecte din ceramică, sculpturi în lemn, împletituri din diferite materiale, icoane pe lemn și sticlă, măști populare, o încondeiate, costume populare. În acest fel, meșterii populari își promovează meșteșugurile și vând din produsele pe care cu multă trudă le realizează. Șef Cătălin Scărlătescu va susține timp de 3 zile un show gastronomic cu demonstrații culinare de factură tradițională românescă, produse pregătite chiar sub ochii vizitatorilor. Pe tot parcursul vizitei, publicul va fi surprins de momente artistice, susținute de ansamblul artistic Ciprian Porumbescu Suceava, care îi va încânta cu muzică, joc și voie bună printre casele de poveste ale satului bucovinean. Prețul biletelor de intrare la eveniment este de 4 lei pentru adulți, 2 lei pentru pensionari și 1 leu pentru elevi sau studenți.